Bună seara și bun găsit, dragi telespectatori, la emisiunea Vieți schimbate! A trecut încă o săptămână de când nu ne-am văzut și suntem împreună ca să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu și să ne ancorăm de nou în credința creștină, în valorile creștine, așa cum ne le-a lăsat Dumnezeu în Sfânta Scriptură. Astăzi există atâtea scări de valori sau de non-valori, sunt atâtea repere de tot felul, care de care mai subiective, prin care oamenii caută să-și tranquilizeze conștiința și caută să găsească o explicație și o justificare pentru comportamentul lor. Oricât ar fi el de deviant, oamenii găsesc tot felul de Scuze și tot felul de explicații atunci când vine vorba de a justifica ceea ce condamnă cuvântul lui Dumnezeu. Relativ recent am văzut acea deschidere a jocurilor olimpice care au, au mers spre abominabil. Uh, nu știu ce vor să mai strice oamenii aceștia. Eurovizionul au stricat prin propaganda aceea nesimțită și de prost gust. Acum jocurile olimpice le strică din nou printr-o altă propagandă de prost gust și uh, foarte imorală. Și până la urmă vedem că toată societatea este acaparată de acest val sodomic care încearcă să se impună cu forța chiar în fața celor care nu suportă aceste tipuri de manifestări. Păi, dragii mei, dacă în islam se petrecea o astfel de blasfemie, în secunda 2 zbura orașul în aer. Dacă în creștinism se petrec astfel de lucruri, le aplaudăm. Suntem atât de docili și atât de imbecilizați cu teologii liberale, încât nu mai avem aproape deloc reacție. Și nu mă refer la acele voci care s-au ridicat, cu siguranță s-au ridicat, ci mă refer la masa de creștini care stă liniștită în timp ce nelegiuiții bat cele mai sacre Elemente, persoane și principii care sunt în Sfânta Scriptură. În seara aceasta, aș vrea să vorbim despre lupta Sodomei împotriva lui Hristos și a lui Dumnezeu. Pentru început, aș vrea să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Genezei, capitolul 20. Pentru că de aici aș vrea să plecăm. Tiparul Sodomei descris aici, și a comportamentului oamenilor de acolo, este folosit ca o paralelă cu privire la vremea sfârșitului, de către Isus Hristos. Spune cum a fost în vremurile lui Lot și a lui Noe, așa va fi și la vremea sfârșitului. Cum a fost atunci și cum este astăzi? Nu știu dacă. Spunea Billy Graham că dacă Dumnezeu mai întârzie mult venirea sa, va trebui să-și ceară scuze de la Sodoma și Gomora, în sensul că societatea sfârșitului va fi mult mai nelegiuită decât au fost ceilalți în vremea patriarhilor. În Geneza, capitolul 19, este descris acest episod al nelegiuirii Sodomei și această agresivitate a locuitorilor de acolo de a-și impune ideologiile lor, felul lor de viață, chiar și pentru aceia care nu erau de acord cu ele. Înainte Avram, săracul în Bunătatea lui și naivitatea lui a negociat cu Dumnezeu și a zis, Doamne, dacă mai găsești acolo 50, 45, 40, 30, 20 de oameni, 10 oameni buni, Doamne, vei nimici tu cetățile acelea și a zis Dumnezeu, Avrame, dacă găsesc măcar 10 oameni buni, nu o să nimicești cetățile. Însă, Dumnezeu știa că au ajuns atât de stricați și atât de perverși încât nu mai putea să rabde acele comportamente și acele cetăți. Capitolul 19 Cartea Genezei spune așa. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara. Și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru, ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azim și au mâncat. Omul foarte ospitalier știa ce fel de poame sunt în cetatea aceea, știa ce fel de oameni stricați sunt și a zis, măi, haideți la mine în casă, aici sunteți în siguranță. Dar nu se culcaseră încă și oamenii din cetate, bărbați din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Aș vrea să vedeți amploarea stricăciunii de acolo. Și astăzi, dacă te duci în țări foste protestante, în țări foste creștine, pentru că nu mai pot fi numite creștine, o țară care promovează astfel de nimicuri și de imoralități, nu mai poate fi numită țară creștină. Este un termen politic atribuit acelei țări. Țări scandinave care au fost bastion al protestantismului, al culturii, dacă vorbim de cultura flamandă, au fost vârful de lance în, în vremea renașterii și în vremea reformei, acum sunt bastioanele Sodomei țări ca Germania, ca Franța, am avut exemplu cu jocurile olimpice, sunt campioane în apărarea sodomiei. Uitați-vă dacă mergeți în Italia, în Spania, în toate celelalte țări ale Europei, țări creștine, așa sunt declarate sau cel puțin au fost, la fel. Și dacă vă uitați la paradele lor, ce promovează, pur și simplu, dacă mai ești un pic normal la cap, și dacă ai un pic de bun gust și bun simț, ți se întoarce stomacul pe dos. Îmbrăcăminte cât mai șuie, vopsiți în toate culorile în cap, cu creste, cu piercing, cu tatuaje din cap până în picioare, cu lese la gât, cu... zici că sunt niște animale. Asta vrei să transmiți? Așa vrei să arate societatea? Așa erau și atunci, spune cuvântul lui Dumnezeu, că nu se culcase încă și oamenii din cetate, bărbații din Sodoma, tineri și bătrâni. Și apropo, ăștia bătrâni sunt mai caragioși. Zice, bă, ăștia ar trebui să aibă niște minte în plus. Da, de unde? Sunt mai penibili. Eram într-un oraș al Europei, prin Italia, și am văzut o astfel de prostie, de, de paradă bărbați în toată firea, pe la 40, 50, 60 de ani, îmbrăcați în balerine, în roz, în, în culori din astea țipătoare, o imagine total bizară și total întoarsă pe dos. Dar oamenii au nebunit efectiv și au pierdut mințile. Și spune aici despre generația aceea, și despre bărbații aceia, tineri și bătrâni, că au înconjurat casa, tot norodul a alergat din toate colțurile. Observați că nu se mulțumesc numai să fie nelegiți ei. Trebuie să ducă mai departe mesajul acesta, să te ia pe sus, să-i și să fii ca ei. Altfel nu este normal. Din ce în ce mai mult se promovează cu incisivitate valorile Sodomei. Au înconjurat casa din toate părțile, bărbați tineri și bătrâni și fiți atenți. Au chemat pe Lot și au zis, unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi ca să ne împreunăm cu ei. Ce drepturile omului, dragi mei? Ce drepturile și libertăți personale ale individului? Există așa ceva. Există doar pentru cei care sunt în anumită categorie. Pentru ei sunt drepturi și toleranță la nesfârșit. În schimb, dacă vrei să rămâi la ceea ce spune Dumnezeu, te iau pe sus. scoate afară ca să ne împreunăm cu ei. Lot a ieșit afară la ei, la ușă. Am cuiat ușa după el și a zis, fraților, vă rog, nu faceți o asemenea răutate și nu pot să explic gestul lui cum de a făcut lucrul acesta, s-a mai degrabă să le dea pe fetele lui să fie fortuite, să fie violate de nemernici ăștia. Da, poate că era o regulă a ospitalității Prin care oaspetele care intrat în casa ta Era sub protecția ta și avea o datorie sfântă Să-l aperi, să chiar cu prețul acesta al sacrificării celor din casă. Eu n-aș fi făcut lucrul acesta, însă era un obicei pe care îl întâlnim și mai târziu în Cartea Judecătorilor cu levitul acela care și-a dat să fie violată de nemernicii aceia și în cele din urmă a căzut pe pragul casei moartă a doua zi dimineața. Cunoașteți mai departe, e un episod macabru, un episod cât se poate de uh, bun pentru un film horror. Lot a ieșit așadar afară la ei, la ușă, încuiat ușa după el, le-a spus să nu fac o asemenea răutate și iată am două fete care nu știu de bărbat, am să vi le aduc afară și le veți face ce vă va plăcea. Numai nu faceți nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra acoperișului casei mele. Ei au strigat, fiți atenți cât de îndrăciți sunt. Ei au strigat, pleacă și au zis, omul acesta a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ți facem mai rău decât lor și împingând pe cu sila s-au apropiat să spargă ușa. Observați, spiritul Sodomei nu e vorba de e, toleranță, că vrem noi să fie o societate liberă. Nu, dragii mei, nu ești de acord cu ei, te înghit. Nu ești de acord cu ceea ce promovează, ești dat la o parte. Și lucrul acesta este din ce în ce mai evident, pentru că diavolul și-a pus... În gând să șteargă chipul lui Dumnezeu din om. Ce înseamnă chipul lui Dumnezeu din om? Nu unul așa cum vrea el și una așa cum vrea ea. Nu. Hai să vedem care este titlul de om dat de scriptură. Nu de manuale de psihologie ale unor oameni care s-au dus pe altă direcție. Nu. În Cartea Genezei, la capitolul 5, ni se spune așa. Că Dumnezeu, versetul 2. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de om în ziua în care au fost făcuți. Deci rețineți. Parte bărbătească, parte femeiască și le-a dat numele de om. Dumneavoastră trageți mai departe concluziile, pentru că nu vreau să uh, forțez. Uh, Conștiința dumneavoastră, dar a fi om înseamnă să rămâi așa cum te-a lăsat Dumnezeu. Nu cum îți spun unii și alții. Și în lumea aceasta, a noastră, întoarsă pe dos, putem vedea cum oamenii se duc de la modelul Divin și se îndreaptă spre tot felul de nebunii și tot, spre tot felul de nelegiri. Bărbații aceia au întins mâna. E vorba de îngeri, da? Care erau, uh, uh, erau sub acoperire, ca să zicem așa. Au tras pe înăuntru la ei, în casă, și au încuiat ușa. Iar pe oamenii care erau la ușa casei, i-au lovit cu orbire de la cel mai mic până la cel mai mare. Așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Ca să scăpăm, dragii mei, de acest val al nelegirii. Nu e nevoie doar de petiții și de apărarea drepturilor omului, ci e nevoie de intervenția directă a lui Dumnezeu, pentru că oamenii ăștia sunt atât de stricați la minte, încât vor să impună cu forța ceea ce și-au pus în gând și stilul lor de viață. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fi și fiice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta împreună, pentru că a ajuns un loc de plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Dacă vă uitați în istoria biblică, Dumnezeu a poruncit ca în momentul în care apare curvia și sodomia. Nu că să facem tot felul de concesii, ci să fie omorâți. Vezi zice că sunt... Nu, dar pedeapsa lui Dumnezeu în astfel de cazuri era moartea. De ce găsim justificările aici? Și cum s-a ajuns de la această decizie a lui Dumnezeu și la acest tip de comportament față de păcatele acestea, până să le legalizezi și nu doar să le legalizezi, să le promovezi în cercuri teologice, în cercuri sacerdotale, să ai preoți, pastori, păstorițe de felul acesta, este strigător la cer. Este strigător la cer. Pe cine mai ai aici? Întreabă bărbații aceia. Gineri, fi și fice și tot ce ai în cetate, scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta. Pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-l nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care îl luaseră pe fetele lui. Sculații va a zis el, ieșiți din locul acesta că și Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Băi, tata, te strica la capitul să ne spui nouă de... Noi suntem cu libertățile, domnule, avem așa atâta toleranță. Exact ca și creștinii de astăzi. Exact ca și creștinii de astăzi. Da, nu, să nu, 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 să nu zupărăm, să stăm cu minți liniștiți, absolut nimic. Chiar dacă ei uh, parodiază și își bat joc inclusiv de cine cea de taină, tabloul lui Da Vinci și pun acolo o, o, o femeie gonflată și uh, inestetică total ca blasfemie în locul lui Hristos și tot felul de dezaxați și de deviați, de toate felurile, în locul ucenicilor. Dar noi stăm liniștiți. Că, da. Ba, nu că. Nu doar că stăm liniștiți, dar mai și vedem de bine ceea ce se întâmplă. Ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de lot, zicând, scoală-te, ia nevasta și pe cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegirea cetății. Cea mai bună situație este aceea de a fugi de ceea ce se întâmplă acolo. N-ai cum să mai recuperezi nimic n ce să mai recuperezi cu demersuri, cu spiciuri. Îți afirm credința, dar nu te aștepta ca Sodoma să se pocăiască în urma predicării tale. Nu! Pentru că este sortită pieirii, așa cum spune Dumnezeu. Ca, ca sistem, ca mod de implementare a ideologiei ei. Este o cauză pierdută. A, că mai sunt pe aici și pe acolo. Puțini care mai este acolo. Nu neg lucrul acesta și puterea Evangheliei. Însă, pe ansamblu, dragii mei, dacă ne uităm la, la ce s-a întâmplat în trecut, cât s-au pocăit din Sodomă? Nimeni. Nimeni. Lot era și el acolo și chinuia sufletul, spune Scriptura. Fetele lui erau la fel de stricate ca și cele din Sodoma. Nevasta lui era cu inima în Sodoma. Așa că din toți Dumnezeu n-a găsit decât pe Lot. Cu anumite ghilimele, paranteze și explicații de rigoare. Da? După ce a scăpat din Sodoma, s-a dus în țoar, fetele au zis, bă, ce facem? Că trebuie să avem și noi copii, nu? dăm să bea lui tata și ne culcăm cu el. Da? E cumplit spiritul acesta al Sodomei. Este cumplit. Însă, oamenii parcă sunt paralizați în ceea ce privește acțiunea împotrivă și nu doar că stai să te lupți cu ei, dar măcar să ieși de acolo, să-i lași în pace. Nici măcar asta. Lot era paralizat. A trebuit să îl ia îngerii pe sus și să spună ieși odată de aici dacă vrei să scapi. Și în ceea ce privește, în ceea ce privește această, această atitudine a lui Lot este explicabil în momentul în care stai foarte mult într-un mediu care este intoxicat, începi să nu mai ai reacție, începi să nu mai fii atât de deranjat, începi să devii de orb la ceea ce se întâmplă în jurul tău. Fiindcă Lot zăbovea, versetul 16, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el și pe nevastă sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe, l-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Dumnezeu l-a luat pe sus, pe Lot, să scape din Sodoma. După ce i-a scos afară, unul din ei a zis: Scăpați, scapăți viața ca și să nu te uiți înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie, scapă la munte ca să nu pieri. Scapă la munte ca să nu pieri. Și știți, târguia la lui Lot? A zis: Doamne, măcar. Să ajung până la țoară. Cetatea asta e atât de mică. Și erau atât de nelegiuiți, la fel ca și cei din Sodoma, da. Așa suntem noi atât de greu, atât de greu suntem abordabili și atât de greu cedăm la anumite lucruri, și atât de greu ne desprindem de confortul cu care am fost obișnuiți. Și să știți că acesta va fi cârligul foarte puternic cu care oamenii vor fi prinși. S-au învățat atât de mult cu binele și chiar dacă știu că un lucru este rău, nu mai renunță la confortul acela. Chiar dacă știu că lucrul respectiv este atât de nelegit și atât de respingător în fața lui Dumnezeu. Măcar în cetatea aceea să ajung, Doamne. Și Dumnezeu, bine, hai că-ți fac și hatărul acesta. Grăbește-te de fugi în ea, căci nu pot face nimic până vei ajunge acolo. Versetul acesta ne spune, dragii mei, că cetățenii Sodomei de atunci și de acum le sunt datori oamenilor puțini care rămân credincioși lui Dumnezeu, și care strigă zi și noapte în rugăciune ca Dumnezeu să nu nimicească orașele și țările respective. Tocmai cei pe care îi bat le spun că sunt bătuți în cap, că sunt din evul mediu, că sunt retardați, că sunt nu știu cum. Lor ar trebui, ar trebui să le mulțumească pentru faptul că Dumnezeu nu i nimicește. Rugăciunile lor. Și atitudinile lor față de Dumnezeu îl determină pe Dumnezeu să nu intervină încă. Însă în momentul în care vor umple cupa nelegiuirii și când va hotărâ Dumnezeu, nu va mai fi chip de scăpare pentru Sodoma. Cu tot războiul împotriva lui Dumnezeu, cu tot războiul împotriva lui Hristos, dacă asta nu mai este război împotriva lui Hristos, atunci ce este, dragii mei, să-l înlocuiești pe Hristos cu o nemernică care arată grețos, grețos? Este cumplit. Este cumplit ce se întâmplă în, în societate și în toate aceste instituții care promovează așa ceva. Dar toate acestea dovedesc că demersurile și Propaganda sunt un război împotriva lui Hristos. Ei n-au nevoie de Hristos. În epistola către romani, după ce uh, trecem de la, de la tabloul acesta cu uh, Lot, care a fost scăpat prin minune de Dumnezeu, și prin mijlocirea lui Avram, pentru că spune versetul 29, când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram și a scăpat pe lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetățile unde își așezase lot locuința. Ca o completare la ceea ce am spus până acum, Sfântul Apostol Pavel spunea în epistola către romani, la capitolul 1, și cei care aveți Scriptura puteți să vă uitați și să vedeți că nu vorbesc de la mine, văzând tricăciunea societății în care se afla atunci și vorbind despre vremea sfârșitului, a spus următoarele lucruri. Se potrivește ca mâna în mănușă și cu ceea ce se întâmplă acum cu Sodoma și Gomora moderne. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstire a lui Dumnezeu. Dacă pui niște oameni de felul acesta în locul lui Hristos și a sfinților apostoli, pe asta este o necinstire crasă a lui Dumnezeu. Căci uh, în, împotriva oricărei nelegiuiri și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegirea lor acoperă cu nelegiuire cele mai sacre elemente pe care le-a lăsat Dumnezeu. Nu e de mirare că nu e nimic nou sub soare. Francezii sunt vestiți pentru, pentru blasfemii și pentru astfel de, de uh, acte ieșite din comun. Aduceți-vă aminte de Revoluția franceză, când au întronat o prostituată ca zeița rațiunii, au dus-o la Notre-Dame în catedrală și au pus un măgar cu Biblia în coadă și l-au îmbrăcat în odăjdii de preot. Ei sunt maestri la așa ceva, la a blasfemia elementele sfinte. Au ieșit din evul mediu și s-au dus în extrema cealaltă. De ce? Din cauza îmbuibării și a prosperității care abundă Pentru că un om care este necăjit, care muncește de pe o zi pe alta Să-și să asigure traiul familiei Nu i arde de tâmpenii și de nebunii de felul ăsta Însă ăștia care au foarte mulți bani Nu mai știu ce să facă și ce fac Inventează păcate Dacă o duc prea bine, uitați-vă la ei care sunt orientați în felul? Care o duc prea bine. Că un om care e foarte muncit și o duce greu cu viața, nu are vreme să se gândească la prostiile astea. Și spune Sfântul Apostol Pavel, în adevăr, în sușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele, în lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri de șarte în inima lor fără, și inima lor fără pricepere s întunecat. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit, da, mari deștepți, cu libertățile, cu drepturile, cu studii universitare, cu doctorate și să vedeți cum se argumentează ăștia. Inclusiv teologi ai bisericilor să vedeți cum stau de partea lor și cum blasfemiază cuvântul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu. S-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsăr, dobitoace, cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că să ne cinste singur trupurile. Uitați-vă ce fac. Uitați-vă ce fac. Și dacă asta este demnitate umană și dacă este cinstirea trupului pe care l-a dat Dumnezeu, să fie cu iertare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinstesc singur trupurile, căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturi în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patim scârboase. Fiți atenți, pune punctul pe ei. Biblia condamnă comportamentul și deviațiile acestea. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Dar eu nu știu, nu citesc teologic versetele astea. Și cei din lumea creștină nu le citesc, e negru pe alb. Femeile au schimbat întrebuințarea lor și s-au dus după o orientare care este împotriva firii. Tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii și s-au aprins în poftele lor, unii după alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Lucruri neîngăduite. Nu după drepturile omului, ci după Scriptură. Dacă o luați după drepturile omului, poți să devii și câine, și șarpe, și ce vrei? Nu contează. Poți să devii dobitoc, să spui coadă, să spui coarne. Nu contează. Însă, după scriptură, lucrurile acestea sunt neîngăduite. Astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, nenduplicați, fără milă și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, nu să le dai dreptul să-i pui pe biet de stat, să-i pui președinți și din alea, da? Deci citim Scriptura. Totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Este mai clar de atât, n-ai cum să găsești. Vă rog, notați-vă pasajul acesta și citiți-l acasă. Romani, capitolul 1, începând la versetul 18 până la 32. Citiți-l și recitiți-l și postați-l pe internet, pe Facebook, unde vreți dumneavoastră să vadă lumea care este poziția lui Dumnezeu cu privire la ceea ce fac oamenii în zilele noastre. Lăsați explicațiile și dulcegăriile astea scornite chiar de teologi care au luat o raznă, rău de tot, împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul este cuvânt și nu poți să îndrepți tu cu anumite legi sau cu anumite uh, drepturi pe care le oferi unor oameni să sucești căile lui Dumnezeu. N-ai cum. Mânia lui Dumnezeu se manifestă împotriva oricărei necinstiri a lui. Și de aceea, mânia lui Dumnezeu este gata să se dezlănțuie. S-a mers prea departe, s-a mers prea mult în direcția aceasta. Și ce vor oamenii să facă? Să strice chipul lui Dumnezeu pe care l-a pus în ei. Chemarea lui Dumnezeu nu este să tolerăm lucrurile acestea, ci ca oamenii să se schimbe, să redevină după chipul și asemănarea lui. Dumnezeu oferă harul, dar nu-ți oferă harul ca să devii ordinar, ci ca să ieși de acolo, să te nobilezi ca ființă salvată prin harul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu oferă har ca să păcătuiești în continuare, să devii un nemernic și să devii de nerecunoscut. Și Dumnezeu îți oferă har ca oricât de jos ai fi ajuns să ai speranță și să poți fi reabilitat. Asta este rolul harului. Dacă e să citim ce spune Sfântul Apostol Pavel, în tot în epistola către romani, la capitolul 6, ce vom zice, dar să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Adică dacă Domnul e bun, hai să facem toate nebunile, să devenim ca porcii, să nu avem nicio, niciun fel de scrupule. Nu există așa ceva. Poți să-ți bați joc de creația lui Dumnezeu, să-ți bați joc de tine, de trupul care este templul Duhului Sfânt. Chiar Dumnezeu spune, dacă nimicește cineva trupul acesta, templul acesta, îl va nimici Dumnezeu. Este o responsabilitate a ta înaintea lui Dumnezeu. Și ce mai departe. Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos Iisus, am fost botezați în moartea Lui, noi, deci, prin botezul moartea lui, am fost îngropați împreună cu el, pentru că, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Nu mai rea decât înainte, ci o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Așa că, dragii mei, să lăsăm la o parte explicațiile acestea nelegiuite, pentru că nu stau în fața lui Dumnezeu. Nu stau absolut deloc. Dacă ne uităm uh, și în cartea Apocalipsei, da, capitolul 18, întâlnim acolo foarte mulți oameni, tot așa îmbuibați de bine, care nu mai știu ce să facă, din cauza prosperității și inventează păcate. Capitolul 18 ne spune că la sfârșitul timpului oamenii vor fi în închisoarea dracilor. Să nu vă imaginați că e doar așa o pușcărie în care stau oamenii închiși. Nu, e vorba de o sistare a libertăților și a drepturilor și o sclavie a păcatului în care oamenii sunt la cheremul demonilor. Și zice așa, după aceea am văzut pogorându-se din cer un alt înger care avea o mare putere și pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut, a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Găsim aici câteva elemente foarte importante. Pe de o parte, Dumnezeu avertizează lumea Îngerul acesta face lumină și nimeni din cei care vor să afle adevărul despre ceea ce vrea Dumnezeu nu poate să găsească o scuză. Doamne, eu n-am știut care e voia ta. Cu atâta scriptură în mână, în format fizic, în format digital, n-ai nicio scuză înaintea lui Dumnezeu să spui că tu n-ai știut că lucrurile astea sunt păcat. Numai dacă nu vrei. Apoi, mai spune aici cuvântul că oamenii vor fi în pușcăria dracilor. Și Dumnezeu îi cheamă de acolo în iubirea lui Ieșiți de acolo dacă vreți să nu vă nimicesc Așa cum a făcut în Sodoma, l-a scos pe, not, pe lot de acolo Uneori chiar a trebuit să recurgă la, la a lua pe sus Ieșiți din mijlocul lor dacă vreți să nu fiți nimiciți A ajuns un locaș al dracilor O închisoare a oricărui duh necurat Deci e vorba de demone aici, da și a oricărei păsări necurate și urâte. De unde pasărea necurată și urâtă? Ce legătură are cu profeția, cu moralitatea, cu păiare, dragii mei? Pentru că în Sfânta Scriptură, lucrarea Duhului Sfânt sau Duhul Sfânt a fost... A apărut la botezul Domnului Iisus Hristos o formă de porumbel, da? o pasăre curată, atât din ceea ce privește Levitic, da? e și o pasăre Comestibilă din punct de vedere al hranei, dar și al lucrării, pentru că în jertfele care se aduceau la, la templu, nu aveai voie să aduci animale necurate. Da, din punct de vedere ceremonial, câini, pisici sau uh, cai sau altceva, nu. Aveai voie să aduci doar animalele curate. Ei, lucrarea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt a venit în uh, chip de porumbel. La Domnul Isus Hristos, la Botez și porumbelul ilustrează lucrarea Duhului Sfânt. Păsările necurate și urâte ilustrează lucrarea demonică, lucrarea de contrafacere, în care e bine oricum. Poți să fii în toate felurile, poți să slujești altarul, poți să fii în orice funcție, în stat, poți să ai orice, doar să fii sub comanda demonilor. Și aici spune clar că a ajuns un locaș al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. E abominabil ce vezi. N-are nici estetică, n-are nici bun simț, n-are nici valoare, n-are nici nimic, nimic. Se pierde tot, bunul gust. Nu, ce să mai discuți de așa ceva? Dacă inclusiv evenimente artistice și sportive sunt atât de târâte mocir la aceasta a prostului gust. Dacă vorbești de sport unde ai nevoie de calitate, de... ai nevoie de o anumită ținută și asta au terfelit-o. Dacă vorbești de muzică, de artă unde trebuie să existe o anumită calitate a interpretării, o anumită apariție în public, o anumită... Ținută pe care să o ai. Poți să vii îmbrăcat în găină, în papagal, în ce vrei. Nu mai contează, domne să fii cât mai ciudat și premiem, premiem ciudățenile și nebunia. Cu cât ești mai ciudat, cu atât ești mai ok, mai wow. Însă asta este lucrarea demonică prin care ființa umană este târâtă în cele mai negre și murdare colțuri. Ale închisorii demonilor. Pentru că toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei. Toate. Și țările creștine și tot, tot, tot Pământul este infestat deja de așa ceva. Și au băut din vinul mâniei curviei. Deci nu doar că se, se, mulțumesc să fac aceste fapte, ci cu mânie se îndreaptă împotriva acelor care sunt diferiți, așa cum s-au dus la lot. Bă, ce vorbești, mă, Vi tu să ne comentezi nouă, imediat îți face mai rău ca lor. Este o înverșunare împotriva lui Dumnezeu, este un război împotriva lui Dumnezeu, este o răutate demonică îndreptată împotriva oamenilor care vor să rămână la ceea ce spune Scriptura, și împotriva oamenilor care vor să asculte de Dumnezeu. Vinul mâniei curviei. Da. Toate neamurile au băut de aici. Nu este doar o problemă locală, ci este o problemă mondială, în care oamenii care au fost creați după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu, își strică chipul acesta și devin mai răi decât dobitoacele păsări necurate și urâte. Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Se fac bani mulți. Mulți, foarte mulți. Dacă vorbim de păcatele acestea, dacă vorbim de droguri, dacă vorbim de, de elementele care degradează ființa umană și în loc ca cei ce vechează, ca să nu se întâmple lucrurile acestea să limiteze, să interzică, dar de unde încurajează și mai mult? De ce? Pentru că e vorba de bani, de putere. Îi ții pe oameni sclavi în plăcerile acelea sau îi ții dependenți de droguri. Duceți-vă, vă rog, să vedeți pe litoral cum umblă ca bezmetici, așa îi vezi, zici că au niște ochi, le umblă ca elicile de la elicoptere, da? Și sunt sute, mii de tineri Ratați pe viață. Îi pasă cuiva, face cineva vreo razie pe acolo, prin, prin zonele acestea. De unde, dragii mei? Nimănui nu îi pasă de lucrurile acestea. De ce? Pentru că oamenii trebuie să fie sclavi. Lumea trebuie să fie subordonată celui rău și dacă și-a băut mințile, dacă și le-a pierdut drogat fiind și nu mai știe ce e stânga, ce e dreapta, nu mai are scopuri în viață, nu mai are nimic pentru care să lupte. Dacă i-ai dat doza sau dacă i dat plăcerea pe care o vrea, gata, faci ce vrei, mai dai și un hamburger și îi mai dai și un suc, gata, ăla e în stare să facă orice. De ce? Pentru că s-a limitat la un nivel de bios. Ori Dumnezeu nu vrea să fim la nivelul acesta josnic. Dumnezeu vrea să fim oameni cu rațiune, cu personalitate, care știu să spună da, care știu să spună nu în situațiile așa cum o cere viața. Însă, oamenii și-au dat la o parte demnitatea, au renunțat la regalitatea dată de Dumnezeu și au ajuns în închisoarea dracilor sclavi. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea, ieșiți din mijlocul ei poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Este ultimul strigăt al lui Dumnezeu. Un strigăt, a zice eu, disperat în iubirea lui, de a salva pe cine se mai poate salva. Iubirea lui Dumnezeu nu înseamnă că tolerează la nesfârșit păcatele acestea și a, rămâne, a, nu e nicio problemă. Nu, nu vă înșelați. Deci cuvânt e scris. Ieșiți din mijlocul lor, adică din pușcăria dracilor. Câștigați-vă autonomia și independența dacă vreți cu adevărat să fiți salvați. Și tot în cartea Apocalipsei, la capitolul 21, după ce Ioan vede coborându-se din cer cetatea Sfântă Noul Ierusalim, îngerul îi spune cine va intra și cine nu va intra în această cetate a lui Dumnezeu. 21 cu 7 cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar cât despre, și acum urmează o listă cât se poate declară, a celor care au împrumutat spiritul Sodomei și luptă împotriva lui Hristos și al lui Dumnezeu. Dar cât despre fricoși și ăștia. Nici o atitudine, nu, no, că să nu pierd da, să nu facă. Ești fricos, n-ai curajul să înfrunți, n-ai curajul să reprezinți pe Hristos în lumea asta, n-ai ce căuta în rai. E simplu. Pentru că înseamnă că tu te faci părtaș la cele păcate prin lașitatea ta. Fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, frăjitori, închinători la idol și toți mincinoși. Partea lor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Este cât se poate declar. n loc de echivoc aici, de explicații, stai să vedem ce a vrut să zică, nu. Lumea a pornit împotriva lui Dumnezeu și în ultimul timp a pornit atât de tare și este atât de înverșunată de demoni ca să lupte împotriva lui Iisus Hristos și pe cale militară și pe cale de subminare a valorilor pe care Dumnezeu le-a prezentat în cuvântul său și în ceea ce privește libertățile oamenii să fie sclavi să fie dependenți, să n-aibă niciun fel de autonomie și să facă doar ceea ce li se spună. Dragii mei, dacă vreți să trăiți într-o asemenea societate, n-aveți decât trăiți. E unul și familia mea. Nu vrem să trăim într-o astfel de societate în care Dumnezeu este dat la o parte și în care Sodoma îți dă tempoul și îți dă partitura după care să cânți. Nu. No mai spune aici, în capitolul 22, versetele 14 și 15, ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, nu-i numesc eu, îi numește Dumnezeu, da? să nu credeți că e vorba de câini. Da, e vorba de altfel de câini. Câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinători la idoli. Și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Războiul împotriva lui Dumnezeu, declanșat sau declarat de către societățile de tip Sodoma, este în plină desfășurare. Nu uitați, dragii mei, că vor avea o perioadă mică de triumf. Însă, triumful va fi al lui Dumnezeu și a celor care rămân lângă cuvântul său. De aceea, dacă vreți să fiți cu Dumnezeu, trăiți potrivit cu cuvântul lui Dumnezeu și lăsați la o parte explicațiile și parantezele și tot felul de lucruri care nu vă folosesc la nimic, pentru că în ziua judecății Dumnezeu vă va judeca după ceea ce scrie aici. Nu după drepturile omului, nu după ceea ce spun unii teologi sau păstori care s-au dus după valorile Sodomei.